Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Cluj în ședință ordinară. În conformitate cu prevederea articolului 133 aliniatul 1, articolul 134 aliniatul 1 litera A și articolul 196 aliniatul 1 litera B, în ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare de spune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Cluj în ședință publică ordinară în data 31 octombrie 2023, ore 13, la sediul primăriei Comunei Buciu. Proiectul ordinii de zi este următorul. 1. Proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumire străzilor de pe teritoriul administrativ al Comunei Buciu, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitului de mijloace de transport în cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, precum și în cazul unei combinații de autovehicule, un vehicul articulat sau tren rutier de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, aplicat în anul fiscal 2024, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Buciu, Mânaga, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul înscris pe ordinea de zi al ședinței AGA-ADIP din data de 06.11.2023, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Buciu pentru ședința Adunării Generale Coordinarea Acțională de ASC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 6.11.2023, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume de excedentul bugetar al anului precedent în cursul anului 2023, inițiator primarul Comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitude în favoarea Delgaz, ESA, asupra unei suprafețe de teren pentru realizarea lucrării de extindere rețea energie electrică în localitatea Răcăuți, Comuna Buciu, în zona drumul Pădurii, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Și la punctul 8, avem cu registrul spațiilor verzi, nu ne-a ajuns documentația, amânăm pentru ședința următoare. Domnul președinte, doamna președintă. Mulțumim, domnule primar. Declarăm ședința deschisă și supunem la vot ordinea de zi citită de domnul primar. Cine este pentru? Mulțumim. Supunem la vot procesul verbal din ședința de luna trecută. Cine este pentru? Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 1 din ordinea de zi, respectiv proiectul. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al Comunei Buciu, în județul Bacău. Prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat motivat de următoarele considerente. 1. Conform articolul 5 din legea cadastrului și publicității imobiliare numărul 7/1996, cu modificările și corectările ulterioare, nomenclatorul stradar se aprobă prin hotărârea Consiliului Local, se organizează și funcționează pe fiecare localitate și reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea denumirii străzii și a numărului administrativ. Instituțiile și autoritățile administrației publice locale fiind obligate să utilizeze Registrul Electronic Național în activitatea specifică Agenția Națională a Sigurării, accesul gratuit la această aplicație. Registrul Național al Nomenclaturilor Stradale REANS se organizează conform ordonanței de guvern 777 din 2016, autoritățile administrației publice locale având obligația ca ulterior aprobării nomenclaturii stradale să actualizeze elemente specifice și să le introducă în REANS. Pentru ținerea la zi acestui registru, orice modificare se va face ulterior în baza hotărârii autorității deliberative. Prin urmare, în vederea aprobării nomenclatorului stradal al Comunei Buciu, o primă etapă a fost aceea propunere de atribuire de denumire a străzilor pe teritoriul administrativ al Comunei, respectiv cele două sate. Aceste propuneri au fost prevăzute în anexele numărul 1 și numărul 2 la proiectul de hotărâre. Menționăm că denumirile de străzi au fost culese și propuse conform datelor tradiționale zonei cu acordarea importanței cuvenite unor personalități locale, având la ca bază de studiu cartea autorului Ghiță Teacă, locuitor al Comunei Buciu, Bucim o poveste de istorie și memorabilia satului Răcăuți, de profesor Constantin Chealfă și învățător Gheorghe Plec. În urma analizei proiectului de hotărâre de către Comisia de Atribuire și de Denumiri a județului Bacău s-a obținut avizul favorabil asupra proiectului de hotărâre. Pentru consecințele legale expuse mai sus, supun analizei și dezbaterii și aprobării
proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri a străzilor de pe teritoriul administrativ al Comunei Bucim, județul Bacău, împreună cu cele două anexe. Doamna președintă. Mulțumim, domnule primar. Acest punct a fost dezbătut în cadrul Comisiei Juridice și pentru aceasta dăm cuvântul președintelui Comisiei să ne mulțumesc. Doamna președintă, membrii Comisiei Juridice au analizat conținutul proiectului și a fost de acord cu conținutul acestuia. Mulțumesc. Dacă există comentarii sau dacă nu, supunem la vot urma ordinii de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Vă rugăm, domnule primar, să trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitului de mijloacele de transport în cazul unui autovehicul de transport masă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, precum și în cazul unei combinații de autovehicule cu un vehicul articulat sau prin puteri de transport masă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone aplicabil în anul fiscal 2024. Doamnelor, domnilor consiliere, în temeiul prevederilor articolului 136, alineatul 10 din codul administrativ, actualizat, anunțat prezentul proiect de hotărâre pe care îl motivez cu următoarele. Prin legea numărul 296 pe 2020, pe care s-a modificat legea numărul 227 pe 2015, privind codul fiscal, s-a completat articolul 491, alineatul 1, întrucându-se alineatul 1, indice cu următorul cuprins. Prin excepție de la prevederea alineatului 1, sumele prevăzute în tabelul prevăzut la articolul 470, alineatul 5 și 6, se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelul minim prevăzute în direcția Directiva 1999/62 a Curții Europene de aplicare la vehicule grele de marfă pentru utilizarea anumitelor infrastructuri. Cursul de schimb al monedei euro și nivelurile minime exprimate în euro prevăzute în Directiva 1999/62 a Curții Europene de aplicare la vehicule grele de marfă pentru utilizarea anumitelor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrurilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Articolul 470, alineatul 5, se referă la impozitul de mijloace de transport în cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, iar la alineatul 6 se referă la impozitul de mijloace de transport în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport marfă cu masa maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone. Pe site-ul Ministerului Dezvoltării Publice și Administrației, la secțiunea Administrației Publice și Politici Fiscale și Bugetare, este afișată rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi de lucrătoare a lunii octombrie a anului 2023, respectiv în data de 2 octombrie și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CR2023/3. Respectiv, 1 euro este egal cu 404 lei 973. Pe site-ul Ministerului Finanțelor la secțiunea de domenii fiscale este publicată Directiva 1999/62 a Curții Europene de aplicare la vehicule de marfă, iar în anexa 1 cu nivelurile minime exprimate în euro, rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi din luna octombrie 2023 este de 4 lei 973. Față de cele menționate mai sus, s-a procedat la actualizarea impozitului pe mijloace de transport cu masă totală maximă autorizată pe 12 tone, rezultând sumele prevăzute în anexa la prezentul proiect de hotărâre pe care să-l analizați și să-l aprobați. Doamna președintă. Mulțumim, domnule primar, și acest proiect a fost studiat în cadrul Comisiei Economice și doamna președintă, rugăm să ne expune concluziile dumneavoastră. Mulțumesc. Membrii Comisiei Buget Finanțe au studiat acest proiect privind stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfă de 12 tone sau mai mari și au avizat proiectul favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă avem comentarii sau alte opinii, nu? Mulțumim. Supunem la vot și acest punct al ordinii de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Vă rog, domnul primar, punctul 3 al ordinii de zi, dacă vreți să le expuneți. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Bucim, UNAGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței AGA, ADIP, din data de 6/11/2023. Doamnelor și domnilor consilieri, acest proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a adresei convocatorului numărul 1200 din 04/10/2023, transmisă de ADIP, prin care s-a făcut convocarea adunării generală acționarilor pentru data de 6 noiembrie 2023, orele 14 împreună cu ordinea de zi, solicitându-se votul pentru proiectul de la punctul numărul 1, proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.
Concret, este vorba despre politici de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru perioada 2023-2030. Documentația conține ca părți componente 6 capitole, după cum urmează. Capitolul 1, introducere în care regăsim contextul, bază legală și principiile pe care se întemeiază serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. Capitolul 2, situația prezentată a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, descrisă în analiză SOF, viziune și obiective. Capitolul 3, arhitectura programului de finanțare alcătuită din expunerea PDD pe programul de dezvoltare durabilă, PNRU, programul național de investiții Anghel Saline și proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău pentru perioada 2014-2020. Capitolul 4, planul de investiții, capitolul 5, lista de investiții prioritare și capitolul 6, dispoziții finale. Față de aceste solicitări a fost înlocuit proiectul de hotărâre pe care îl supun astăzi analize și dezbatere dumneavoastră și prin care s-a propus stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Buciu, care să voteze pentru acest subiect în sensul că suntem de acord cu aceasta. Având în vedere cele expuse, rog analiza, dezbatere și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Mulțumim! Comisia juridică să-și spună cum de vedere. În urma analizei proiectului de hotărâre, membrii comisiei au întrebat favorabil conținutul acestuia. Mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Vă rugăm punctul 4 al ordinii de zi. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Buciu pentru ședința adunării generale Ordinea Acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 6-11-2023 și 7-11-2023. Doamne și domnule consilieri, acest proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare adrese convocator numărul 12.943 din 05.10.2023, transmisă de CRAP, prin care s-a făcut convocarea în adunarea generală ordinară acționară pentru data de 6 noiembrie 2023, orele 13.01 pe ordinea de zi și solicitându-se votul pentru proiectele de la punctul numărul 1 și punctul numărul 2, respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență sau de reprezentare juridică în dosarele numărul 2453 din P110/2023 și numărul 2463/110/2023, înregistrate pe rolul Tribunalului Bacău, reclamantă fiind municipiul Bacău cu ca obiect ordonanță prezidențială și obligația de a face de a preva obiectivul de rezervă de apă și proiectul de hotărâre privind împuternicirea persoanei care să se ocupe de formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii ce se va adopta în Registrul Comerțului. Față de aceste subiecte al ordinii de zi, a fost întocmit proiectul de hotărâre pe care îl supun astăzi analizăm și dezbatem dumneavoastră și prin care s-a propus stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Buciu, în care se voteze pentru la aceste subiecte în sensul că suntem de acord cu acestea. Fond în vedere cele expuse, rog analiza dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Mulțumim. Și acest proiect fiind analizat de Comisia Juridică, dăm cuvântul doamnei președinte și doamnei concluzia. Mulțumim. Membrii comisiei au studiat și aprobat proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar. Mulțumim. Acest proiect fiind deja necesar și aproape obligatoriu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 5 al ordinii de zi. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anului precedent în cursul anului 2023. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbatere dumneavoastră se referă la aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anului precedent în cursul anului 2023 și a fost determinat de necesitatea asigurării sumelor de bani cu care să putem acoperi o serie de cheltuieli pentru investițiile publice aflate în derulare. Astfel, pentru obiectivul modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Buciu, județul Bacău, capitolul 70.02, titlul 71, este necesară suma de 1.099.000 pentru decontarea lucrărilor ce se vor efectua pentru acest obiectiv din investiție, urmând ca să depunem ulterior cererile de recuperare al Agenției Fondurilor de Mediu. Pentru obiectivul de investiție modernizare prin asfaltare, drumul de interes local în Comuna Buciu, județul Bacău, capitolul 8402, titlul 71, este necesară suma de 750.000 lei, reprezentând cofinanțare de la bugetul local. Reamintesc că acest obiectiv este finanțat prin programul Anghel Salini, iar în momentul de față este declanșată procedura simplificată de atribuire a contractului de achiziție publică, depunându-se până în acest moment o ofertă care este în etapa de evaluare
și planificare. Pentru obiectivul de investiție, servicii, întocmire SF-ul, studiu geo, expertiză tehnică, documentația, vizii, întocmire, carte funciară pentru investiția de reabilitare, drum DC-124, tronsonul 1 și tronsonul 2, din comuna Bucii, în județul Bacău, capitolul 8402, titlul 71, este necesară suma de 250.000 lei, tocmai pentru realizarea celor menționate de așa, iar în urma definitivării documentației urmează depunerea pentru finanțare la AFIR. Motivat de faptul că am considerat că toate aceste investiții au nevoie de finanțare rapidă pentru continuare depunerea spre finanțare, am venit cu propunerea de a scoate suma totală de 2.099.000 lei din excedentul bugetar al anului precedent și utilizarea în cursul acestui an. Dacă sunteți de acord cu propunerea prezentată, rog aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost întocmit. Doamna președinte. Domnule primar, proiectul a fost analizat în toate comisiile economice și doamna președinte, ne puneți concluziile. Mulțumesc. Proiectul a fost analizat și aprobat favorabil. 1. 5. Așa, vă rugăm așa. Așa, acest proiect fiind de interes mare pentru comună, trebuie aprobat și vă cerem afirmativ. Cine este pentru? Mulțumim! Vă rog, domnule primar, următorul punct. Am înțeles un punct, vi-l spun acum, dar cred că e punctul numărul 5. 5, da. Referat de aprobare la punctul de vedere privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADI. Doamnă și domnul consilier, prin solicitarea transmisă de adresa de e-mail la Primăriei Comunei Bucii în data de 18.10.2023, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, se comunică faptul că în anul 2023, cuantumul cotizației la patrimoniul asociației este de 1.000 de lei, în mod asemănător ca în anul 2022, acest cuantum fiind stabilit prin hotărârea AGA numărul 5 din 3 mai 2023. După cum știți, anual este analizat un astfel de subiect, întrucât OAT Bucim este membru fondator la ADIR și în conformitate cu prevederile statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, suntem obligați la plata unei cotizații anuale pentru asigurarea funcționării asociației și pentru realizarea unor investiții. Întrucât facem parte din categoria comunilor fără investiții în infrastructura de apă și canalizare, am înțeles acest proiect de hotărâre pe care vă rog, doamnă și domnul consilier, să-l aprobați în forma prezentată. Mulțumim, domnule primar, vă rugăm președintele comisiei. Mulțumesc. Proiectul privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 la patrimoniul ADIM a fost studiat și aprobat favorabil. Mulțumesc. Fiind aprobat favorabil de comisia juridică, să punem la vot cine este pentru. Mulțumim. Vă rugăm punctul 7 al ordinii de zi. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute în favoarea de Elgazvin, este asupra unei suprafețe de teren pentru realizarea lucrării de extindere de rețea energie electrică în localitatea Răcăuți, comuna Buciu, în zona Drumul Pădurii, județul Bacău. Doamne și domnule consiliere, având în vedere solicitarea transmisă de SC de Elgazvin, este înregistrată la instituția noastră la numărul 4049 dintre 20.10.2023, prin care mi s-a solicitat adoptarea unei hotărâri de constituire care să se acorde dreptul de uz și servitute pentru suprafața de teren necesară de executare de lucrări de extindere de rețea electrică în zona Drumul Pădurii, satul Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău, pe teren aparținând domeniului public al comunei Bucium. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea dării în folosință a suprafeței totale de 205 metri pătrați, teren ocupat definitiv de rețele electrice proiectate. Descrierea investiției este următoarea. Din PTA, PTA 1, Răcău, se va construi o plecare nouă pe stâlpul existent cu plecare 2, în porțiunea dintre stâlpul 1 și stâlpul 14, în zona Drumul Pădurii, se va demonta rețeaua existent în porțiunea stâlpului 74, stâlpului 77 până la stâlpul 84 și se va construi o nouă rețea. Care de extindere de rețea va constata în demontarea branșamentelor electrice cu BMP-ul pe stâlp două bucăți, dezlegarea branșamente electrice cu BMP-ul de postament de beton, trei bucăți, demontarea conductorului 16+25 pe o porțiune de 610 metri lineari, demontarea celor 11 stâlpi, se vor monta conductor proiectat în lungime de 300 metri lineari, alt conductor de alt tip pe o lungime de 75 metri lineari, două cabluri subterane pe o lungime de 40 metri lineari,
De asemenea, se vor executa și lucrări de întărire la rețeaua prin montarea unui conductor proiectat în lungime de 425 m linear cu un traseu pe stâlp de beton tip SA4 și SE10, existență între porțiunea stâlpului 1 până la stâlpul 14, acesta din urmă urmând a fi prevăzut cu o cutie de selectivitate prinsă de pământ și conector de joasă tensiune. Se va monta un cablu subteran în lungime de 10 metri de an, liniar pe traseul dintre CD1, CD4, PTA1, Răcăuț și stâlpul 1, Căcarea 2. Pentru execuția acestei investiții a fost eliberat certificatul de urbanism numărul 55 din 16.03.2022, existând în prealabil avizul de partea primarului Comunei Buciu și în care s-a specificat condiția de obținere a autorizației dovezi a dreptul de execuție al lucrării cu respectarea legii numărul 50/1991, cu modificări și cu modificări ulterioare. Această condiție constă în adoptarea de către Consiliul Local, Buciu Mamunii hotărât, așa cum am expus-o mai sus. Având în vedere cele argumentate expuse, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat. Doamna președintă. Mulțumim, domnule primar. Comisia de specialitate. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind extinderea rețeei energiei electrică din satul Răcăuț a fost studiat și aprobat favorabil. Mulțumesc. Mulțumim. Supunem la vot și aprobarea acestui proiect pentru a se asigura continuitatea executării acestei lucrări. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la punctul ultim, cu diverse. Diverse. Dacă sunt probleme, exact. Vă pot ajuta. Dacă nu, declarăm ședința închisă și ne întâlnim luna viitoare.